Sărbătorile de iarnă se apropie, însă până când ne vom răsfăța cu deliciile culinare specifice Crăciunului, mai avem de așteptat. Iar când suntem în post, o mare problemă o reprezintă dulciurile, la care mulți nu pot renunța așa ușor. Ei bine, pentru ei au apărut acum prăjiturile de post. Există o mulțime de produse și preparate care pot transforma fiecare masă într-o experiență culinară desăvârșită. Începând de la saleuri, începând de la plăcintă cu dovleac, cu mere, cu gutuie, până la cornulețele tradiționale, cornete cu vanilie, tarte cu ciocolată veritabilă. Așa cum cere tradiția, foarte mulți români aleg să postească în această perioadă. Ce alimente consumați de post în perioada asta? Păi de toate. Ardei roșii, conopidă, varză. Legume multe. Legume foarte multe, da. Zacuscă? Zacuscă, da, da. Tocană de legume? Tocană de legume, da. Mai îmi fac eu, mai cum. Mai multe legume. Postul ăsta se consumă și mult pește și în weekend, la sfârșit de săptămână. E ok, e un post lejer. Postul Crăciunului este foarte lejer. Și când vine vorba de dulciuri? Când vine vorba de dulciuri, da, dulciurile sunt o tentație pentru mine. Chiar și de post. Chiar și de post. Cei care poftesc la astfel de bunătăți au acum de unde alege. Desigur, produse de post, tradiționale și naturale, cât se poate de gustoase. Acum există și torturile de post, care arată la fel de bine ca și cele preparate din ingrediente interzise în această perioadă. Chiar și consumatorii rovegani pot face comenzi de produse și preparate pe gustul lor. Începând de la cozonacul rovegan, cozonacul celălalt de post, bomboane rovegane, pentru cei care au probleme cu glutenul, produse fără gluten și fără zahăr. Specialiștii sunt de părere că perioada postului are și nenumărate beneficii, căci poate fi o perioadă tocmai bună pentru detoxifierea organismului. Este foarte bine să uităm puțin de carne și de toate toxinele pe care le conține și e bine să profităm de perioada postului pentru sănătate, să ne dăm un plus de vitamine, un plus de minerale. Așadar, chiar dacă este o perioadă în care ne abținem de la anumite alimente, iată că postul poate oferi și alternative cât se poate de sățioase, sănătoase și delicioase.